Continuăm previziunile pentru vineri 7 martie. Balanță, aveți planuri mari, în special în domeniul financiar, dar încă nu reușiți să vedeți semne încurajatoare. Vă sfătuim să aveți mai multă răbdare și să munciți mai ordonat. Nu ar fi rău, în acest sens, să fiți mai atent la detalii și să nu vă grăbiți. Scorpion, dimineața veți fi foarte sensibil și nu vă va conveni nimic. Încercați să depășiți cât mai repede această stare pentru că vă poate afecta relațiile cu ceilalți. Vă recomandăm să uitați până mâine ambiția de a vă impune în fața colegilor. Spre seară, o rudă vă dă o veste bună cu care reușește să vă ridice moralul. Săgetător, nu este o zi potrivită pentru întâlniri cu prietenii sau pentru afaceri. Sunteți mofturos și nu prea aveți chef de vorbă. Amânați cumpărăturile și investițiile. Există riscul să luați decizii neinspirate. Pe plan sentimental, totul este în regulă. Vă sfătuim doar să acordați mai multă atenție persoanei iubite. Capricorn, încercați să nu vă asumați prea multe responsabilități. Riscați să nu vă iasă mare lucru. Primiți o mână de ajutor de unde nici nu vă așteptați. Spre seară veți merge la prieteni și uitați de toate problemele de peste zi. Vărsător, dimineața s-ar putea să fiți confuz și să aveți dificultăți de comunicare. Nici intuiția nu vă ajută din calea afară, așa că ar fi bine să nu mergeți la risc. Vă sfătuim să nu neglijați odihna. Chiar trebuie să vă reîncărcați bateriile. Pești, nu este o zi favorabilă pentru investiții și planuri de viitor. În schimb, relațiile sentimentale vă oferă mari satisfacții. Evitați afacerile la marginea legii, pentru că riscați să aveți probleme. Acestea sunt previziunile pentru vineri 7 martie. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!